Echipă specializată în curățenie de subsoluri execută curățarea subsolurilor, măturarea păienjenilor, transportarea molozului, deratizarea cu var la subsol și repararea conductelor. Prețul constă în contravaloarea fierului vechi nefolosibil din subsol. Lucrarea mai sus menționată se face fără alte costuri din partea proprietarilor, în afară de fier vechi din subsolul blocului. Prin acest anunț, administratorii de bloc sunt ademeniți să efectueze lucrări chipurile pe gratis. Se știe însă că nimic nu este gratuit. Pentru a avea garanție în cazul realizării unor astfel de lucrări, asociațiile au nevoie de chitanțe și facturi, pe care însă nu le pot obține pe fierul vechi dat în schimb. Vreau să-i rog pe cetățeni și asociații de locatari să nu cadă în această plasă, întrucât demersurile dumneavoastră sunt nelegale. Noi în sensul ăsta am făcut și înștiințare către poliție, către organele de cercetare, pentru că știm o parte din conducte sunt bun public. Trebuie să intervenim, operatorul poate interveni asupra degajărilor, dar în momentul de față, încă la nivelul orașului, la nivelul Consiliului Local, nu s-a luat o hotărâre unitară privitor la dezafectarea acestor conducte. Anunțurile le-au atras atenția și locatarilor, care acum se gândesc să fie mult mai atenți când este vorba de siguranța proprietăților lor. Nu știam, n-aveam de unde să știm așa ceva, dar problema se pune numai să fie închis beciu, eu așa zic, după mine, administratorul blocului, ca să nu intre cineva, că noi n-avem de unde să știm că intră sau că iese cineva, mai ales că blocul are două intrări. Poate să nu intră pe partea asta și intră pe partea cealaltă, fiindcă ușa de acolo majoritatea timpului stă deschisă. Noi suntem pensionari, suntem acasă, dar sunt mulți oameni care nu sunt acasă. Vă dați seama că problema se pune legate de bunurile noastre a tuturor. Dacă nu vor ca asociația să le fie transformată într-un morman de fiare, administratorii trebuie să fie atenți la ce firme apelează pentru diversele lucrări.